Cei care au luat atitudine au fost preoții catolici. Ei susțin că în ultima perioadă s-au strecurat mai multe obiceiuri păgâne care sunt promovate sub sigla obiceiului celtic al Halloween-ului. Situația este cu atât mai îngrijorătoare, spun preoții catolici, cu cât sărbătoarea Halloween-ului coincide cu două mari sărbători catolice. Pe 1 noiembrie este ziua tuturor sfinților, iar pe 2 noiembrie sunt pomeniți toți credincioșii răposați. Atrag atenția tuturor creștinilor să fie vigilenți și să nu accepte înlocuirea sărbătorilor creștine cu aceste obiceiuri păgâne care, știu eu, sunt legate de stafii, de bostani, de cranii. Conform unor statistici care sunt documentate, în special în rândul tinerilor, care au avut contact cu mișcările sataniste, ei spun că au început tocmai de la aceste obiceiuri care sunt legate de Halloween și în special în școli, pentru că în școli s-au făcut diverse sărbători din acestea cu costumații, cu vampiri, cu tot felul, și de acolo au început contactul cu mișcările sataniste. Împotriva modului în care a ajuns să fie sărbătorită această sărbătoare celtică este și Biserica Ortodoxă. În opinia Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, este anormal să promovezi însemne satanice și obiceiuri oculte, de multe ori chiar în rândul adolescenților. Ce poate fi bun, ce poate fi de luat în seamă la a te deghiza în vârcolac, în vrăjitoare, în vampir, a spune cruce, coarne, cruce inversă, am înțeles că unii spun și se pictează cu cruce inversă, sau a spune coarne de draci. Cred că lucrurile acestea nu au cum să aibă un efect benefic asupra copiilor. Unele studii din America arată că crește mult consumul de alcool, consumul de droguri și așa mai departe. Imediat după această sărbătoare se înregistrează o astfel de tendință. Deci nu cred că este un lucru bun pentru copiii noștri și îndemnăm ca măcar aceia care își asumă valorile creștine, cred în Dumnezeul creștin, să nu-și lase copiii să fie prinși în astfel de activități. Nici măcar specialiștii în etnografie și folclor nu sunt de acord cu deteriorarea sărbătorii de Halloween. Pentru celți, sărbătoarea reprezintă sfârșitul anului agricol. Măștile, de cele mai multe ori hidoase, sunt purtate pentru a speria spiritele rele care umblă printre noi în această perioadă a anului. Nimic nu promovează însă obiceiurile și promovarea însemnelor anticreștine. Denumirea de Halloween în engleză înseamnă Hallow Evening, noaptea venerării, deci practic trimiterea este clară spre resorturile acestei sărbători, spre obiceiurile care aveau loc în această noapte. Mult mai, să zic, mai calme din punct de vedere al formelor de manifestare. Adică nu erau spiritul acesta carnavalesc și care există în lumea contemporană, cu siguranță că nu avea loc. Conform tradiției importate și în România, Halloween-ul se sărbătorește pe 31 octombrie, în noaptea dinaintea celor două importante sărbători catolice, ziua tuturor sfinților și pomenirea celor morți.